calitate. Un deliciu. Iam să și gust. Pentru caramelul nostru, noi vom avea nevoie de 2 linguri de zahăr și 2 linguri de, zahăr. Una. Vedeți? Așa, 2 linguri. Nici cu vârf, dar nici pe la linguri, 2 linguri. Așa. Una și două. Și acum vom da pe foc. Așa. Vedeți? Aici am apa cu zahăr și punem pe foc și să facem caramelul. La foc și caramelul. Ia uitați, din 2 linguri de zahăr cu 2 linguri de apă le-am pus pe foc și am să pun așa câte puțin în aceste forme. Așa. Vom avea nevoie într-o oliță de 250 de lapte. Și 500 de frișcă lichidă. Și vom pune doar jumătate la început. Și acum o să punem pe foc. Și lăsăm pe foc până ajunge la punctul de fierbere. Acum, aici în apă, avem 12 grame de foi de gelatină. O să le punem. Ia uitați, foile de gelatină le punem și le înmuiem așa. Am una, două, 3, 4, 5, 6. Sunt 12 grame. Și lăsăm să se înmoaie. Între timp, pe foc, se încălzește laptele cu jumătate din frișca noastră lichidă. Și să repetăm ingredientele. Pentru panna cotta avem nevoie de 500 de ml de frișcă lichidă, 250 de lapte, 100 de grame de zahăr, și 12 grame de gelatină. Și pentru caramel, 2 linguri de zahăr cu 2 linguri aici de avem, apă. Aici avem laptele nostru. Aici avem gelatina. Noi o să o scoatem din apă. Așa, ia să încet. Am să o storc așa puțin. Și o punem așa în lapte. Mai avem încă una, scoatem tot. Deci 12 grame de gelatină. Atât. Dăm apa deoparte. Și acum o să amestecăm cu un tel. Așa. Până se topește gelatina. O să adăugăm și zahărul să se topească. Așa. Puteți adăuga și vanilie, și rom, dacă doriți. Așa. Adăugăm și restul de frișcă. Cu un polonic o să luăm și să punem în formele noastre. Și cu polonicul luăm și punem în forme. Deci formele sunt date cu caramel. Și le lăsăm până mâine să se întărească. Așa. Mai aducem încă una și le umplem așa pe toate. Panna cotta. Zic să o fac împreună cu voi să vă arăt cum. Și mâine o scoatem împreună din forme. Așa. Cu codița unei linguri, vedeți? Vom separa marginile. Așa. Și tragem așa puțin. Să răsturn aici pe farfurie. Și lăsăm așa puțin. Și ia să întoarcem, să vedem dacă reușim să întoarcem, să scoatem din formă. Așa. Ia uitați. Vedeți cum arată prăjitura noastră, panna cotta.
și ne vedem mâine dimineață cu altă rețetă. Pupici, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. La revedere!